Compania Google, o omagiază în această sâmbătă de 9 noiembrie 2018 pe Eliza Leonida Zamfirescu. Este prima femeie inginer din lume, de la al cărei nașteri se împlinesc 131 de ani. Eliza Leonida s-a născut la Galați pe 10 noiembrie 1887, într-o familie de intelectuali cu 11 copii. Începuturile carierei ei nu au fost ușoare, deoarece în vremea în care tânăra a decis să urmeze o facultate tehnică, nu a vrut să o accepte, pe motiv că femeile nu au ce căuta în inginerie. Ea a plecat atunci la studii în Germania. A fost respinsă de către Universitatea Politehnică pentru că era femeie. Eliza Leonida a studiat școala primară la Galați, apoi la școala centrală de fete din București, obținând bacalaureatul la secția reală a liceului Mihai Viteazu. După terminarea liceului, s-a înscris la școala de poduri și șosele din București, însă a fost respinsă din start din cauza prejudecăților vremii, care refuzau dreptul femeilor de a urma o astfel de facultate. A încercat și alte școli tehnice din România, însă peste tot a primit același răspuns, după cum avea să consemneze Eliza Leonida în jurnalul său personal: locul femeilor este la cratiță. În anul 1909 pleacă în Germania și se înscrie la Academia Regală Tehnică din Berlin. Este prima femeie studentă a acestei universități, căci și în Germania existau prejudecăți bine înrădăcinate cu privire la rolul femeilor în societate. După cum avea să scrie Eliza Leonida în jurnalul ei, la cererea de înscriere, decanul Hoffmann s-a lăsat convins cu greu, invocând ca argument chemarea esențială a femeii, adică cei trei cu litera K, Kirche, Kinder, Küche, adică biserica, copiii, bucătăria. Se pare că același decan, dar și alți profesori, în timpul studiilor și în laboratoarele o ocoleau, ignorându-i prezența. În 1912 a absolvit cu calificativul bine, spre admirația decanului, și a devenit oficial prima femeie inginer din lume cu specializarea chimie. Deși i s-a oferit un post de inginer la firma BASF din Germania, Eliza s-a întors în țară, așa cum făceau cei mai mulți dintre tinerii români care studiau în străinătate. A reușit cu greu să obțină un post de inginer la laboratorul Institutului Geologic din București. Odată cu începerea primului război mondial, cu riscul vieții, ea merge pe front, unde desfășoară o intensă activitate în cadrul organizației Crucea Roșie, ajutând astfel la diminuarea suferințelor soldaților răniți. I s-a încredințat chiar conducerea unor spitale de campanie, în apropiere de Mărășești. Pentru activitatea sanitară a fost decorată cu ordine și medalii românești, cât și străine. Pe același front l-a întâlnit pe viitorul său soț, inginerul Constantin Zamfirescu, cu care s-a căsătorit pe front la Ghidigeni în 1918. La nuntă a participat și Regina Maria, momentul consfințit faptul că între familia regală și familia Leonida existau deja legături strânse. A devenit mama a două fete, care ulterior au devenit una profesoară și alta ingineră. După război, și-a reluat activitatea la Institutul Geologic, unde a condus un laborator de analize în care a elaborat metode originale, raționalizări, a efectuat studii importante, toate având ca scop cunoașterea bogățiilor subsolului țării noastre, România. A decedat la 25 noiembrie 1973, la vârsta de 86 de ani.